Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informațional. Tur ghidat prin Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Printre obiective, Biserica Sfânta Înviere și Sinagoga din municipiu. Turul este organizat de Centrul Național de Promovare Turistică Focșani și este gratuit. Reprezentanții primăriei municipiului Focșani anunță organizarea unui nou tur ghidat în municipiul Focșani în data de 24 ianuarie 2023, cu ocazia aniversării a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române. Turul este organizat de către Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Focșani și va fi realizat de ghidul de turism Florin Sima, fiind dedicat Focșaniului multicultural din perioada interbelică, orașul în care au conviețuit români, armeni și evrei. Cu această ocazie, colecționarul Petru Mincu va prezenta mai multe fotografii din perioada interbelică cu imobile din Focșani aparținând comunității armenești. Evenimentul va avea loc pe 24 ianuarie 2023 cu începere de la ora 9:30 de minute și va dura aproximativ 2 ore. Punctul de întâlnire este Monumentul Unirii din Piața Unirii Focșani. Traseul propus este următorul: vizită la Biserica Sfânta Înviere și Cimitirul Armean, unde se vor asculta povești cu arome de ceai, cafea și mirodenii orientale, dar și o frumoasă poveste de spre meșterii pantofari armeni. Se continuă traseul pe Strada Republicii, unde va fi vizită la Biserica Armeană Sfânta Maria. De aici pașii îi vor purta pe călători către Sinagoga Evreiască. Turul trece rapid de la bustul părintelui arhitecturii moderne românești Ion Mincu, pe la vechea prefectură Pudna, apoi pe vechea Strada Mare, o Calea Victoriei în miniatură. Turul se va opri și la Borna de Hotar, ultimul, dar poate cel mai reprezentativ monument al Focșaniului, Borna de Hotar, ce ne aduce aminte de Unirea Principatelor Române de la 1859. Transferul din Piața Unirii la Biserica Sfânta Înviere din cartierul Gară, CFR și retur se face cu autobuzele electrice ale Transport Public Local Focșani. Turul este gratuit. Pentru a participa la tur este necesară înscrierea dumneavoastră la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Focșani folosind Facebook Messenger. Tragedie astăzi la Păulești. Un bărbat de 33 de ani, angajat al unei societăți care încerca să doboare un arbore, a fost lovit de o creangă și a murit. Polițiștii și inspectorii de muncă fac cercetări. Astăzi, 19 ianuarie, la ora 9:15 minute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 33 de ani, angajat al unei societăți, în timp ce dobora un arbore în extravilanul comunei Păulești, a fost lovit de o creangă în zona capului, căzând inconștient la sol. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei. Polițiștii desfășoară cercetări la fața locului, iar în cauza a fost sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, după cum se arată într-o informare a Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea. În această seară, în cadrul unei ediții speciale care va începe de la ora 21, primarul orașului Panciu, Nicu Mărăscu, va vorbi despre investițiile pe care le va desfășura anul acesta. Edilul promite că fața orașului se va schimba, chiar dacă în primă fază pâncenii vor avea parte și de disconfort. Nu, avem un proiect pe care vom reabilita și noi cât de cât am încercat să pregătim momentul. Am asfaltat o străduță mică de vreo 80 ceva de metri. Acolo, da, oalei, da. Ca să se integreze. Că da, va urma locul de joacă, va urma un mic părculeț. Acolo, vom reface trotuarul, pâncenii știu ce spun eu, de la punctul colțul vieții, cum s-ar spune, cum se vorbește aici în limbaj loco, și până la liceu, și pe o parte și pe alta. Am semnat deja contractul pentru schimbarea trotuarelor de la statuia lui Ioan Slavici și până dincolo de Spitalul Orășenesc. Cu ocazia asta îmi cer scuze pâncenilor pentru deranjul care va fi, dar intenția este următoarea. Vrem să dăm o altă imagine centrului orașului, vrem să îl înfrumusețăm în speranța că poate apare și vreun investitor și, oricum, niciodată nu este bine unui oraș, nu este rău unui oraș când e frumos. Da. În sfârșitul anului 2022, cât și în ianuarie 2023, prin PNRR, să zicem, Ministerul Dezvoltării, am semnat 6 contracte. Câte? 6 contracte de finanțare. Ce se face cu ele? Nu, eu zic că e aproape normal.
Ce am semnat înveloparea la vreo 9 blocuri. Ia uite, da. Panciu stă bine aici. Noi avem, mai avem 30 de blocuri de învelopat, dintre care pentru 26 am depus cerere de finanțare. Din astea 26 ni s-a aprobat 9. Așteptăm să și pentru diferența. N-am primit finanțare pentru camere de supraveghere, o chestie mai mare pe care vrem să, și pentru siguranța cetățeanului și pentru problemele mele, noastre ale orașului, cu câini, cu infractorii și... Da. Nu, e o problemă care îi mănâncă sufletul și problema asta cu câinii. Am avut pentru PUG, vreau să pun planul de urbanizare general al orașului, să-l definitivez odată, să fie bine stabilit, să vină, să nu mai existe probleme de suprapunere de terenuri, de cărți funciare și totul să fie cât de cât. Am început planul de mobilitate, am primit finanțare și pentru acesta și încercăm să le, săptămâna asta, să ne limpezim și noi un pic la cap, să le vedem cui dăm cei care ne consiliază, să vedem cum încercăm să facem, să pornim proiectările și apoi execuțiile și să le găsim așa o rezolvare cât mai rapidă, pentru că aproape toate trebuie să terminate, din astea 6, vreo 4 trebuie să terminate tot în 2023. Aha. Deci la foc automat, nu ne permitem să pierdem timp. Centrul Militar Zonal a transmis zilele trecute o informare privind chemarea rezerviștilor pentru clarificarea situației militare. Reprezentanții centrului spun că este vorba despre o activitate care se desfășoară periodic de mai multe ori pe an și că este o atribuție a centrelor militare. Zilele trecute pe pagina de Facebook a Centrului Militar Zonal Vrancea a fost postat următorul mesaj, citez: referitor la activitatea de chemare a rezerviștilor în vederea clarificării situației militare, colonelul Șerban Neculai, comandantul Centrului Militar Zonal Vrancea, Regele Carol I, vă face cunoscut că în conformitate cu prevederile cuprinse la articolul 51 din legea numărul 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, această activitate este o atribuție a centrelor militare, care se execută continuu și care nu poate fi întreruptă și nu este influențată în niciun fel de situația de securitate din proximitatea României. De asemenea, menționează că instituția a desfășurat și desfășoară în mod periodic, cel puțin de 4 ori pe an, această activitate de chemare a rezerviștilor pentru clarificarea situației militare, iar înmânarea ordinelor de chemare a rezerviștilor cu domiciliul pe raza județului Vrancea se realizează prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, conform obligațiilor legale ce le revin acestor instituții. Totodată, vă informează că activitatea de chemare a rezerviștilor pentru clarificarea situației militare s-a executat și în anii precedenți cu aceeași ritmicitate, ocazii cu care au fost chemați numeroși rezerviști și este generată de necesitatea efectuării înlocuirilor periodice ale personalului militar din rezervă, generată de trecerea acestuia în retragere și are drept scop întinerirea acestei rezerve. În acest sens, aduce la cunoștința personalului cu obligații militare că neprezentarea la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare constituie contravenție și se sancționează conform articolului 80 și 81 din legea 446 din 2006. Având în vedere cele precizate anterior, pe această cale transmitem cetățenilor județului Vrancea că nu sunt motive de îngrijorare, că îi așteptăm cu toată disponibilitatea instituțională la sediul Centrului Militar Zonal Vrancea, Regele Carol I, și că îi asigurăm de faptul că această activitate de chemare pentru clarificarea situației militare a rezerviștilor se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în domeniu. Se arată în postare reprezentanților Centrului Militar Zonal Vrancea. Ca urmare a instituirii stării de alertă epidemiologică determinată de numărul mare de cazuri de gripă, accesul în secțiile pediatrie și neonatologie ale Spitalului Județean a fost interzis, copiii internați având aparținător. Pentru restul secțiilor, programul de vizită a fost limitat la 3 ore, în intervalul orar 15-18. Ca urmare a instituirii stării de alertă epidemiologică determinată de virusul gripal, programul de vizită în secția terapiei intensivă este restricționat la 2 ore zilnic, interval orar separat de la 12 la 13 și de la 15 la 16.
Timpul de vizită este limitat la 10 minute de pacient, iar pe toată perioada vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personalul secției. Contactul fizic cu pacientul aflat în terapie, atingere de mână, îmbrățișare, este permis doar cu acordul medicului de la ATI și sub supravegherea asistentului medical de salon și doar după dezinfecția mâinilor. În situația în care, în intervalul orar de vizită, anumitor pacienți li se efectuează manevre, tehnici sau tratamente de către medici sau asistenți medicali, vizita va fi amânată până la terminarea acestor operațiuni medicale, bineînțeles cu prelungirea justificată a intervalului orar de vizită. În cazul pacienților aflați în stare terminală, vizitatorii au dreptul de a-i vizita zilnic, indiferent de oră, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecțiilor. Va facem și noi un apel la aparținător să nu vină dacă nu este nevoie și dacă e nevoie să vină unul singur, evident de 5, 6, 7 odată și încep să se manifeste că vor să intre cu toții. Nu se poate, pentru că, așa cum știm, programul este doar de 3 ore, s-a limitat la 3 ore programul de vizită în spital. Noi l-am stabilit între ora 15 și 18 la nivelul spitalului, iar în anumite secții, gen pediatrie sau terapie, nu se mai intră, pentru că acum suntem în situația în care suntem. În secția neonatologie, accesul vizitatorilor nu este permis. Nou-născutul va fi prezentat de către asistentul medical doar rudelor de gradul 1, în timpul programului normal de vizitare, între 15 și 18. Nou-născutul aflat în secția de terapie intensivă poate fi vizitat doar de către părinți, echipați corespunzător și doar cu acordul medicului curant. La pediatrie nu este permis accesul vizitatorilor. În secția pediatrie, copiii internați având aparținător permanent, vizitatorii vor avea acces doar în spațiul de vizită, de la intrarea în secție, program de vizită între 15 și 18. Un vizitator per pacient timp de 15 minute. Elevii care compun versuri sunt așteptați să se înscrie la concursul internațional de poezie Oana Diana Renea, la Biblioteca Județeană. Data limită pentru depunerea lucrărilor este 31 martie 2023. Biblioteca Județeană Duiul Zamfirescu Vrancea îi invită pe elevii iubitori de poezie să participe la cea de-a 11-a ediție a concursului internațional de poezie Oana Diana Renea. Acest concurs de poezie este organizat de Biblioteca Județeană Duiul Zamfirescu Vrancea, secția pentru copii și tineret Oana Diana Renea, în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărți pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România și se adresează copiilor și adolescenților. Concursul se organizează cu acordul și sprijinul familiei autoarei. Concursul a fost lansat în luna decembrie anului trecut. Data limită până la care se pot trimite lucrările este 31 martie 2023. Câștigătorii vor fi anunțați în luna aprilie. Participanții se pot înscrie în concurs cu cel mult 3 poezii, iar organizatorii recomandă și solicită concurenților să trimite lucrări originale nepublicate. Pentru a simplifica modalitatea de trimitere a lucrărilor și pentru încurajarea participării naționale și internaționale, lucrările vor fi trimise prin e-mail la adresa secția copii bjvrancea@gmail.com. E-mailul trebuie să conțină la subiect mențiunea pentru concursul internațional de poezie Oana Diana Renea și obligatoriu următoarele date de identificare: nume și prenume, clasă, școală, localitate, număr de telefon. Organizatorul concursului, Biblioteca Județeană Duiului Zamfirescu Vrancea, se va ocupa de listarea, lipirea datelor confidențiale și transmiterea acestora către juriu. Le urăm succes tuturor participanților și îi așteptăm cu lucrările. Mulțumim cadrelor didactice care s-au implicat încă de la prima ediție a concursului în coordonarea și pregătirea elevilor și, nu în ultimul rând, membrilor juriului, care sunt mereu aproape de inima bibliotecii. Domnilor profesor Costică Neagu și Valeriu Angel au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Duiului Zamfirescu cu Vrancea. Persoanele din medii defavorizate care au între 18 și 25 de ani și care doresc să obțină permisul de conducere pentru ca ulterior să-și poată găsi mai ușor un loc de muncă, o pot face în cadrul proiectului Permis pentru Viitor. Înscrierile se fac până pe 24 ianuarie. Programul Permis pentru Viitor oferă sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente. Odată cu reducerea la 18 ani a vârstei minime de obținerea permisului de conducere pentru
pentru categoriile C, CE și la 21 de ani pentru categoriile D și DE, a crescut rolul programului Permis pentru Viitor în integrarea tinerilor din medii defavorizate pe piața muncii. Programul a ajuns la cea de-a 8-a ediție, este organizat de Fundația pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Persoanele eligibile pentru finanțare sunt tinerii din medii defavorizate cu vârsta între 18 și 25 de ani, care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. Solicitările de finanțare pot fi transmise online sau prin poștă până la data de 24 ianuarie 2023. Pe lângă formularul de înscriere completat, sunt necesare 5 documente, respectiv scrisoare de motivare personală, anchetă socială, declarație de susținere și mentorat pe perioada instruirii, ofertă de preț de la școala de șoferi, document despre nivelul studiilor absolvite. Detalii și formularul de înscriere se găsesc pe site-ul pentrucomunitate.ro/permis. În decursul celor 7 ediții anterioare ale acestui program, 143 de tineri au finalizat cu succes cursurile și examenul, iar alți 41 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen. Se arată într-un comunicat al primăriei municipiului Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, iar cerul va fi mai mult acoperit. Pe parcursul zilei de vineri sunt așteptate averse. Vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 4 grade, iar cele maxime între 12 și 14 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere! We'll be right back.